Bună seara, doamnelor și domnilor! O seară incendiară, pentru că așteptăm deciziile de la PSD, acolo unde are loc Comitetul Executiv. Vă aduceți aminte scandalul care a izbucnit în sânul PSD, după ce Gabriela Firea, Țuțuianu și Paul Stănescu au semnat o scrisoare prin care îi cer demisia imediată a lui Liviu Dragnea și l-acuză de conducere dictatorială. Ei bine, 5 ore de discuții, iată, s-au făcut deja și așteptăm, bineînțeles, concluziile. Să vedem cum s-au poziționat taberele. Cel puțin informațiile de până acum arată că Liviu Dragnea, care e un foarte bun negociator, ar avea avantaj. Cum a reușit să-i convingă și de data aceasta pe membrii PSD să-l susțină în continuare, în situația în care această dictatură se vede practic de pe lună, nu numai în PSD, dar și în România. Până în acest moment, Viorica Dăncilă se pare că rămâne de partea lui Liviu Dragnea sau de partea celui care l-a susținut, a susținut-o în această funcție. E foarte important ce va face Viorica Dăncilă, pentru că de ea depinde dacă rămâne guvernarea în picioare sau PSD ar putea să piardă guvernarea, ceea ce ar fi un dezastru total pentru Partidul Social Democrat. O să vedeți declarațiile de acolo, o să vedeți reacțiile la cald după această ședință furtunoasă. Se aștepta a fi furtunoasă, pentru că din informațiile care au apărut până la această oră, discuțiile au fost civilizate, și-au adus covrici, și-au adus plăcinte, pentru că i-a luat foamea după atâtea ore de discuții pe baza ciolanului, ca să facem și o glumă. Iar acum este așteptat un vot, un vot de încredere. Este de presupus că va fi un vot de încredere, deși Liviu Dragnea nu a detaliat despre ce este vorba, dar știm din celelalte comitete executive că așa lucrează Liviu Dragnea. Despre amnistie și grațiere se discută intens la acest comitet executiv. Dăncilă nici nu vrea să audă de ordonanță de urgență. Paul Stănescu spune că se duce la pușcărie dacă face așa ceva, iar problema s-o rezolve Parlamentul. Și înainte să mergem la Alina Sorocean, care urmărește îndeaproape această ședință cu ușile închise și cu telefoanele confiscate, vreau să vă mai dau o informație, pentru că e foarte, foarte importantă, în legătură cu ce se întâmplă la Jandarmeria Română. 3 șefi ai jandarmeriei au fost puși sub acuzare în dosarul 10 august. Și un secretar de stat, de asemenea, de la Ministerul de Interne. Astăzi au fost audiați acolo și puși sub acuzare. Ei sunt în continuare pe funcții. Acuzațiile sunt foarte, foarte grave. Este vorba despre presiuni din partea Ministerului de Interne către asupra prefectului Capitalei și de fals în documente și abuz în serviciu din partea jandarmilor. V-am adus în atenție acest subiect, pentru că are mare legătură cu ce se întâmplă acum la CEX-ul PSD. De aici a pornit scandalul, după ce doamna Firea s-a arătat nemulțumită pentru că Dragnea, Firea și jandarmii, sau conducerea jandarmeriei, încerca să paseze responsabilitatea pe prefectul Capitalei. Să vă prezint invitații din platou, doi distinși jurnaliști și analiști ai vieții politice românești, Cornel Ivanciuc și Sabin Orcan. Bună seara, domnilor! Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Să vedem ce spune Alina Sorocean, care urmărește această ședință cu ușile închise. Bună seara, Alina! A transpirat vreo informație așa de ultimă oră din ședință? Bun găsit! Sunt informații care vin mereu din interiorul acestei ședințe a Comitetului Executiv a PSD. Ultima era cea legată de un vot care se va da la finalul acestui CEX, un vot pe care și-l dorește chiar Liviu Dragnea, însă se pare că nu le-a transmis încă liderilor din ședință ce vot dorește să fie oferit la final. Este vorba însă despre un vot de încredere. Potrivit unor surse, i s-a cerut astăzi demisia lui Liviu Dragnea, însă nu în mod direct, iar cei mai mulți dintre cei care sunt în tabăra pro-Dragnea au spus că nu sunt de acord cu acea scrisoare ce a fost făcută publică și semnată de peste 20 de lideri. Evident că Liviu Dragnea a reușit să atragă în tabăra sa și nemulțumiți. Știm foarte bine că au fost negocieri pe parcursul nopții, dar și în cursul zilei de astăzi.
Astfel că atunci când a intrat la Comitetul Executiv al PSD, deja Liviu Dragnea se baza pe aproximativ 40 de lideri de filiale, reprezentanți în Comitetul Executiv al PSD. Sunt foarte multe ore de când se discută, iată, sunt 6 ore de când se dezbat problemele din partid. S-a discutat despre scrisoare, s-a discutat despre legea amnistiei și grațierii. Paul Stănescu menționa că nu este normal să existe atâta dezbatere pe această lege și în anul centenarului să nu fie adoptată. În același timp s-a luat în discuție și ce va face guvernul de acum. Viorica Dăncilă menționa că rămâne în echipa care a pus-o în această funcție. A dat de înțeles că este de partea lui Liviu Dragnea, însă nu se discută astăzi și despre remaniere guvernamentale. Va fi nevoie de un nou comitet executiv al PSD, care ar putea să aibă loc după referendumul din 7 octombrie. Potrivit surselor, Liviu Dragnea își dorește ca abia atunci să aibă loc noul comitet executiv al PSD. Asta pentru că n-are cum să se discute astăzi și remanierea guvernamentală, din moment ce discuțiile sunt foarte ample legate de Liviu Dragnea. Cert este că balanța este înclinată în acest moment în favoarea lui Liviu Dragnea. Deja nu se mai pune problema de o demisie a liderului PSD. Vom vedea însă care va fi votul de final, cel despre care vă spuneam, de încredere pentru Liviu Dragnea. Mulțumesc foarte mult, Alina Sorocean. Te așteptăm cu noutăți de la această ședință. Se repetă istoria, să înțelegem, dacă va fi din nou vorba despre un vot de încredere pentru Liviu Dragnea. Sabin. Da, nu știu, pare până acum, după ce oamenii au prins curaj pentru prima dată în ultimii ani, nu? Niște lideri PSD, mai mulți, au ieșit public cu acea scrisoare în declarații de presă și au pus în discuție plecarea, nu, lui Liviu Dragnea din fruntea PSD. Nu discutăm aici de fapt care este miza acestei bătălii, sau o să discutăm puțin mai târziu. După care are loc această ședință din care tot felul de informații pe surse. Ba că Dragnea a venit cu Dăncilă, ba că Dăncilă s-ar întoarce împotriva lui Dragnea, dar de fapt nu se întoarce. Și că e așa un soi de revoluție de catifea, în care nu se lasă până la urmă cu sânge, așa cum spuneai la început, ci se lasă așa cu niște vânătăi ușoare. Nu știu încă, pentru că nu pot să fac un pronostic, dar vreau să spun că deja este un semnal foarte prost pentru Liviu Dragnea, care până acum s-a comportat, după informațiile pe care am de la PSD-iști, ca un dictator absolut în PSD. E foarte important că, indiferent de rezultatul acestui meci, chiar dacă Dragnea pleacă, atunci discuția e închisă. Dacă Dragnea nu pleacă însă, are o poziție importantă în partid. Vorbim de primarul general al Capitalei, vorbim de câteva zeci de parlamentari, vorbim de aproape 20 de lideri de organizații județene. Deci s-a creat, a apărut o opoziție în partid la Liviu Dragnea, o poziție care, repet, nu discutăm miza ei, nu discutăm acum. O să discutăm, gestia, discutăm să mai târziu. De fapt, ce vor acești oameni? Ce îi situează pe ei într-o altă tabără decât Liviu Dragnea? Da? Până ajungem la asta, la discuția, să spunem, motivației pe care i-a făcut pe acești oameni, care până nu de mult, nu, îl pupau foarte bine pe Dragnea, n-aveau nicio problemă, doamna Firea însăși, da? Să ne aducem aminte că la Ordonanța 13 era o mare susținătoare din conversațiile de pe WhatsApp transpirate în presă, o mare susținătoare a ieșirii în stradă, cu o contrademonstrație. Iată că astăzi doamna Firea e în opoziție la Dragnea, dar până ajungem la motivația lor, e important că, indiferent cum se termină acest meci, Dragnea iese mototolit din întâlnirea asta. Și iese pentru că nici nu poate să execute pe toți, sunt prea mulți, sunt prea importanți în funcțiile pe care le dețin, și iese cu puterea micșorată, dacă mai iese din această întâlnire viu. Nu neapărat din întâlnirea din seara asta, că înțeleg că va urma un nou cec săptămâna viitoare. Dar e clar că opoziția asta va continua și mi-e greu să cred că vor pune Batista pe țambal foarte repede, pentru că dacă ajungem la motivații, o să vedem, sunt lucruri care îi despart și sunt lucruri care îi apropie, în ciuda ceea ce credem noi, cei care privim de pe margine. Și apropo de ce spuneai, și îl las pe Cornel Ivanciuc să-și spună și el părerea, apropo de ce spuneai,
Nu. PSD însuși e un dezastru pentru țară. Sigur, poate sunt membri de bună credință, poate că sunt și oameni de bună credință în PSD, eu nu vreau să absolutizez, dar PSD în acest moment la guvernare, în modul în care guvernează acum sub Liviu Dragnea, este un dezastru pentru țară și vă spun de ce. Pentru că noi de 2 ani de zile încoace ne ocupăm numai de problemele pușcăriabililor și pușcăriașilor din România și ale foștilor pușcăriași. Care câți ori fi? Nu știu, 100.000. De restul de problemele celorlalți 18 milioane de români nu ne ocupăm. Să da, și ne mai ocupăm de ceva, Sabin. Ne ocupăm de problemele lor de comunicare. De fiecare dată, la vreo 6 luni, așa, ajung la câte un text din ăsta și începe încăierarea generală. Ba cu Tudose, ba cu Grindeanu, acum din nou au ceartă. De fiecare dată spun că sunt probleme interne și că sunt probleme de comunicare. Dar până la urmă, crizele astea au dus la... Probleme interne. Dacă vreți, vă spun ceva și cu asta închei. Și în cazul Grindeanu și în cazul Tudose, nu discutăm despre, repet, motivațiile fiecăruia. Liviu Dragnea a făcut o greșeală uriașă, pe care a făcut-o intenționat, de altfel, pentru că are consultanții, au spus oamenii, a făcut-o tocmai pentru a nu lăsa pe nimeni din partid să câștige o cât de mică putere și cât de mică influență, și astfel încât să-i spună, băi, Liviule, stai mă, până aici. Adică Grindeanu și Tudose nu sunt totuși de cu totul altă baricadă decât Dragnea, sunt din același partid, au susținut multe teme împreună, dar până există un fir roșu, o linie roșie până la care au ajuns ei, și în momentul în care și-au dat seama de ceea ce fac, au intrat în opoziție cu Liviu Dragnea în vreme, și mai spun una, pe Liviu Dragnea îl desparte în primul rând de ceilalți, îl desparte pedeapsa cu închisoarea care îl așteaptă. Dacă Liviu Dragnea are o miză personală cu un dosar penal, cu celălalt închis, dar în care se poate pune din nou în discuție executarea pedepsei, nici Grindeanu, nici Tudose, nici Firea, nici măcar Amărâta de Dăncilă, n-au această sabie deasupra capului. Sigur, putem discuta despre ei, că sunt buni, că sunt proști, dar în acest moment cel puțin, că știi cum e, never say never în România, nu știm, mâine apare un dosar și la ăștia, dar în acest moment ei n-au sabia deasupra capului, ceea ce în cazul lui Dragnea e diferit. Domnule Ivanciu, care e analiza dumneavoastră preliminară? Mulți dintre noi au căzut în capcana împrejurării legate de această scrisoare ca și cum am asistat la o luptă între întuneric și lumină. E departe de mine convingerea că doamna Firea ar fi zâna cea bună, de exemplu. Din ce știu eu și din informațiile mele, sunt destul de multe secrete întunecate în biografia recentă a doamnei Firea și din acest punct de vedere vom asista probabil la surprize mari în viitorul apropiat. Despre domnul Stănescu nu mai vorbesc, iar Suceanu pentru mine este un caz închis. De ce spuneți că e un caz închis? Suceanu nu are căderea, nici puterea de a-l demola pe Dragnea. Dragnea, așa cum este, un biped care umblă pe un singur picior în acest moment din cauza condamnării și a unui dosar care poate să atragă încă o condamnare, rămâne lupul alfa al acestui partid. Acestui partid care s-a comportat dintotdeauna ca o unitate militară mare, ca o mare unitate, ca o garnizoană militară, de fapt, în care comenzile au fost de tip militar. Și eu nu cred că dictatura sperie PSD. Niciodată n-am avut această convingere că ei s-ar teme de un dictator. Năstase Adrian a fost de departe un dictator mai perfid, mai capabil, mai perfect și mai insinuant, care a dus metodele dictaturii personale mult mai departe. Deci așa funcționează acest partid. Așa funcționează sub dictatură. Așa funcționează cel mai bine. Înseamnă că e o rețetă de succes, domnule Ivanciu. Nu întotdeauna, pentru că pe vremea lui Joană s-a încercat o relaxare, ceea ce a dus la demolarea rapidă a lui Joană. Ponta a încercat și el o mică reformă, n-a reușit, evident. Dragnea copiază oarecum cu metodele lui post-țărănești, copiază metodele boierești ale lui Adrian Năstase. Nu prea reușește să o facă, pentru că grosolăniile lui au îngrozit PSD chiar și în zonele lui cele mai conservatoare. Problema PSD, după părerea mea, rămâne accesul limitat al unor filiale la resurse. De aici și repoziționarea celor din Ardeal, care sunt convins că profitând de această conjunctură și-au negociat, de fapt, accesul la resurse. La Marele Ciolan, deci Pop din Ardeal, cu Popa din Moldova,
s-au văzut cu Popescu de peste Carpați, iar Pop a reușit să își face o bucată mai mare de ciolan, la care n-a avut acces până acum. Deci asta rămâne problema capitală a PSD. Faptul că a existat o disproporție foarte mare, aproape flagrantă, legată de accesul la resurse. Dar lucrurile nu sunt tranșate. Asta dacă poate... vorbim la nivel de județ, dacă vorbim la nivel de filială, dar aș vrea să ne concentrăm puțin discuția asupra metodelor prin care Liviu Dragnea a reușit să-i convingă bucată cu bucată, pentru că eu așa am înțeles că au avut loc discuțiile, cu fiecare om în parte. Ce le-a promis? De fiecare dată am avut această discuție, că l-a trimis pe Grindeanu la Ancom, că lui Tudose nu știu ce a mai... Asta e metoda lui. Nu, nu, nu. Cine l-a trimis? Grindeanu este recuperat de sistem. Pentru că Grindeanu face parte dintr-o, știu eu, dintr-o excrescență a sistemului. Ceva mai sofisticată, să zic așa. Din cunoștințele mele este ofițer acoperit, am spus acest lucru. Și din tot ce am scris eu de-a lungul timpului, aproape că s-a confirmat, aș spune, că cel care conduce ANCOM este un om al sistemului. Adică răspunde la comenzile sistemului de securitate al acestei țări. Nu e nici bine, nici rău. Eu cred că este necesar. În contextul unui război asimetric pe care îl purtăm cu niște fantome, da, care pot ataca oricând și neașteptat, da, este bine, poate, ca cel care conduce ANCOM să răspundă la comenzile sistemului de putere, adică a serviciilor de informații. În același timp, mai știu că Grindeanu este și mason. Stați un pic, domnule, da. Aia cu ofițer acoperiștiț e și multă legendă. Diferența este că eu îl știu pe domnul Grindeanu de când era, îmi permis să spun acum, sigur, el rămâne totuși un premier de scurtă durată, de 6 luni al României, dar eu îmi permis să vorbesc așa mai colocvial. Îl cunosc pe domnul Grindeanu de când era un puști în politică și vă spun de la Timișoara și vă spun că povestea asta cu ofițer acoperit și cu James Bond e ușor exagerat. Că e un om a sistemului, da, a făcut și studii pe acolo. Adică la ofițerii cu adevărat acoperiți și trebuie să știți că scrieți de poate mai mult timp decât mine despre asta, deși și eu scriu de până în anii 90 despre ofițeri acoperiți și istoria serviciilor secrete post-decembriste. Ofițerul acoperit înseamnă că îi faci o biografie cât mai îndepărtată de serviciu. Poate e agent de influență, poate e prieten cu niște structuri de informații și de contrainformații, dar mi-e greu să cred că aveți o probă că domnul Grindeanu e ofițer acoperit. Niciodată nu o să avem probe. Dacă am avea ar fi probe... și cam ilegal, dacă mă întrebați pe mine, pentru că era exact. Politician, a fost politician de foarte tânăr. Deci nu știu când puteau să-l racoleze ca ofițer acoperit, poate la 18 ani, că era cam ilegal. Domnul Grindeanu e tânăr și a intrat în politică de foarte tânăr, de 20 de ani în partid. Dacă noi am produce probe acum că Grindeanu este ofițer acoperit, automat niște oameni ar intra în pușcărie. Pentru că niște oameni... Ar intra aia care l-au racolat, dacă l-au racolat. Dar încă o dată... Cei care au devoalat niște secrete legate de cineva pus la ANCOM, cineva pus la ANCOM din start. Știu și ăia din servicii, cum știm și noi, că ANCOM-ul e, să zicem, o anexă a serviciilor de ani de zile. E, vă dați seama, cineva pus la ANCOM, care a făcut studii la SRI de vreo două, trei ori sau o dată, sau cum a făcut domnul Grindeanu, că are mai multe studii în CV, nu sunt publice. Da. Dar vreau să spun ceva, o singură observație la ce spunea. Cum i-a convins Dragnea? A făcut o comparație cu epoca Năstase. Eu vă contrazic puțin, domnule Ivanciuc, așa de dragul polemicii. Domnul Năstase, sigur, era pe anumite, felii dictator. De pildă în tot ceea ce privește presa. Ăia nu-l contestau pe Năstase în afara partidului. Deci, în general, s-aliniau la tot ceea ce spunea Năstase. Din punctul de vedere, să spunem că exista o dictatură internă a lui Adrian Năstase. Și visa să fie un soi de tătuc al României după Iliescu. Nu i-a reușit. Dar, pe vremea aceea, și vă rog să vă uitați în urmă, între 2000 și 2004, numirile la centru se făceau pe algoritm. În guvernul României erau reprezentate toate taberele puternice din teritoriul ale PSD. Vorbim nu doar miniștrii care erau grei, deci nu erau de al de ăsta Andrușcă, șofer sau ce a fost el la viața lui. Nu, erau de aia grei. Miron Mitrea, Dan Ioan Popescu, vă rog să vi aduceți aminte, toți oamenii ăia, așa,
Pe lângă ei veneau secretari de stat, directori de instituții, toți ei, în general, erau numiți de grupurile regionale de baroni. Ceea ce nu se mai întâmplă sub Dragnea. Atenție, și sub Ponta s-a întâmplat asta și sub alții. Sub Dragnea nu se mai întâmplă acest lucru. Avem o invazie de oameni din Teleorman, o invazie de prietenii personale de ale lui Dragnea, ceea ce Năstase n-a făcut chiar la scara asta. A mai numit și el pe la Taron, pe doamna Odobescu sau pe ceva mai... ok. Dar era așa o chestie, o excepție că rudele lui Năstase ajungeau niște lucruri. În vreme ce la Dragnea, conjudețenii lui, nici măcar rude, conjudețenii lui au devenit din start, au un avantaj de 10 puncte față de orice om provenit din orice zonă. Iar eu cred că una din motivațiile ascunse, nu recunoscute, ale baronilor de tipul Bădălău și alții, motivația ascunsă a revoltei lor față de Dragnea, este că lor nu li se mai permite ca altă dată să aibă și ei o parte de oameni propuși. Trec peste faptul că a scăzut nivelul intelectual al celor propuși prin diverse ministere și instituții. Repet, pe vremea lui Năstase avea o problemă de caracter, una de corupție, dar nu de capacitate intelectuală. Erau totuși oameni grei. Haideți să vedem, Sabin, haideți să vedem acea hartă cu județele, pentru că am pus această întrebare. Cum i-a convins de data asta Liviu Dragnea pe liderii, de pildă, din Ardeal? Bun, le-a promis niște alocări mai mari, niște bani mai mulți care se duc în județele respective. I-a luat la bucată și i-a întrebat: ai cumva o fată, un băiat, un nepot pe care l-aș putea pune pe lista de la europarlamentare? Cum a făcut Sabin? Ce informații ai? Eu am înțeles, dar mă repet, n-am o probă în sensul ăsta și în general mă feresc să afirm lucruri când n-am decât o sursă care nu e nici neapărat de primă mână. Am o sursă care îmi spunea înainte să vin în emisiune că unora care erau, să zicem, la capitolul indeciși, vedeți, acele județe cu portocaliu ar fi fost cele indecise înaintea cexului de astăzi, înțeleg că unora dintre ei li s-a promis o sumă de 1 milion de euro. Acum n-am înțeles foarte bine dacă prin alocare guvernamentală, că 1 milion de euro mi se pare puțin prin alocare guvernamentală, sau din economiile personale ale domnului Dragnea, care alminter nu pozează într-un om foarte sărac și amărât. Înseamnă că e rentabil să fii nemulțumit la PSD, nu? S-a vehiculat cifra de 1 milion de euro astăzi pe culoarele acestui partid. Revenind, mi se pare interesantă însă harta. Hai să ne uităm la ea cum e colorată. Deci cei cu verde sunt cei care îl susțin pe Dragnea. Deci avem clar Teleorman din sud și Constanța, județul mafiei lui Mazăre Vodă. Și Colea Buzău. Și Buzău n-am înțeles de ce e trecut la verde, că Ciolacu tocmai făcuse miau-miau la Dragnea. Acum n-am înțeles ce s-a întâmplat. Dar ce vreau să spun e următorul lucru. Dacă ne uităm, tocmai nordul țării, ăla unde în general PSD-ul nu obține foarte multe voturi, da? De la toate alegerile. La toate alegerile, în Transilvania PSD-ul are o problemă. Sunt mai de dreapta, așa. Deci... Da, deci exact acolo unde PSD-ul nu stă cel mai bine la nicio alegere și unde nu sunt nici baroni foarte puternici ca în sud, exact ei îl susțin pe Dragnea. În vreme ce în sudul României ăștia sunt oamenii care cunosc cel mai bine. Gândiți-vă că Bădălău, toți oamenii ăștia de pe aici, Olt, Dolj, etc., domnule, cunosc personal pe Dragnea, au fost la șprițuri cu el, era secretarul general al partidului, lăsați de când e președinte. Deci îl cunosc bine, de ani de zile. Păi tocmai ăștia care îl cunosc mai bine sunt cei care conduc revolta anti-Dragnea. De ce oare, mă întreb? Păi să ne întrebăm, dacă suprapunem această hartă și ne oprim o clipă din discuția despre alegeri și o suprapunem cu harta contractelor Teldrum, de exemplu, eu vă spun că aproape coincide la milimetru. Teldrum, aproape toate județele pe care le vedeți cu albastru, da, care sunt anti-Dragnea, Teldrum a făcut lucrări acolo. Apropiații lui Dragnea au obținut bani de la bugetul instituțiilor locale. Dar au și fost promovați intens la centru. Uite, Paul Sănescu, Olguța Vasilescu. Dar în momentul ăsta au înțeles că, de fapt, partidul ăla nu mai e al lor de mult, guvernarea nu e al lor de mult și că totul e pe persoană fizică, pe PFA. Este Dragnea PFA. Nu este Partidul Social Democrat în care avem și noi baronii, avem și noi o bucățică. Ne dai și noi o bucățică. Dragnea n-a mai ținut cont de aceste alocări. Și inclusiv pentru europarlamentare am informații
foarte bune despre oamenii care se bat, ca în orice partid se bat la greu, pentru că miza e uriașă. Un europarlamentar cu un mandat de 4 ani strânge lejer 1 milion de euro. Păi nu, au ajuns liderii partidelor să se bată pe lucrurile din cauza de la asta, dar miza, la PNL. Miza nu e uitată treaba să că cine pleacă pe acolo. Miza pentru ăia care chiar să ducă să facă bani. Miza e financiară, e uriașă. Dar gândiți, și plus, imunitate, pensie pe viață, 5.000 de euro sau 10.000 de euro și așa mai departe. Dar ce vreau să vă spun altceva. Și acolo Dragnea a încălcat cutumele interne din partid. Știți, pe vremea lui Năstase, domnule Ivanciu, sunt convins că știți povestea asta, care nu e doar folclor. Au spus-o odată și pedeliștii. Hrebenciuc avea un carnețel. Și carnețelul era așa. Pe carnețel erau, de pildă, alocările din Parlament. Știi cum se alocă la comisie? Că tu ai majoritate 50%, 51% PSD-ul, dar mai e și opoziție. Și comisia se alocă și cel care ținea socoteala era Hrebenciuc. Și care spunea, bă, v-a rămas 0,5 scaun, că nu pot să vă dau jumătate de scaun, v-a rămas 0,5 scaun de la Comisia de Industrii, vă dăm un loc plin la Comisia de Cultură, nu știu. Deci ținea socoteala. E, Hrebenciuc ținea socoteala alocărilor pe baroni. Internă, care spunea, bă, regiunea X, ca să nu zicem baroni, regiunea Moldova. Bă, aveți și voi 2 miniștri, 3 secretari de stat, 5, da, dacă cu tare. Da. Ținea cineva socoteala. De când a venit Dragnea, și o știu oamenii, Ponta o știe foarte bine, de când a venit Dragnea, nu s-a mai ținut nicio socoteală. El a pus oameni în teritoriu numai pe cei importanți, gen Paul Stănescu, etc., dar la nivel mai jos este camarila personală și lui Dragnea. Și dacă acum rămâne în picioare în urma acestui comitet executiv, domnule Ivanciu, credeți că își va schimba abordarea, va fi din nou, va fi adus cumva la masa negocierilor sau va ieși și mai puternic de aici? Nici de data asta n-ați reușit să mă doborâți, voi fi și mai dictator. Nu cred că va ieși mai puternic. El e înfrânt în acest moment, dar nu a pierdut războiul. Are toate șansele să-l câștige pentru că are toate aturile de partea lui, având controlul resurselor, repet. Nu are alte resurse personale de putere decât faptul că poate garanta accesul la resurse. Harta verde a Ardealului mă convinge că ceea ce spun are legătură cu negocieri purtate, probabil în aceste zile frământate, între lideri de filială din Ardeal, pentru că altfel nu ne putem imagina. Da, da, acele resurse sunt la Paul Stănescu, domnule Ivanciuc. Da, el da, e ministrul dezvoltării. Nu le controlează în totalitate Stănescu. Fără Dăncilă, Stănescu nu face nimic, iar Dăncilă este fiica lui Dragnea, nu uitați nicio clipă, că el a generat, este părintele ei. El a născut-o, este fiica lui Zeus. Haideți să vedem pe doamna Firea ce a spus înainte de a intra în acest comitet executiv. I-a cerut demisia după vreo 3 ore, apoi a venit și Țuțuianu cu un sondaj, Tudose, i-a mai cerut demisia lui Dragnea, cine a mai fost, Robert Negoiță. Haideți să o vedem pe doamna Firea ce a spus la începutul acestei ședințe. O miză foarte importantă și anticipez, să dea domnul să nu fie așa. Miza este să fie dați afară din guvern, să fie remaniați doi miniștri foarte importanți care au început să-l incomodeze pe domnul Dragnea, domnul Paul Stănescu și un alt ministru care îl deranjează din ce în ce mai mult, îl irită chiar pe domnul Dragnea, ministrul Justiției, Tudorel Toader. Eu cred că miza de astăzi este opinia mea, excluderea mea. Eu nu cred că am greșit cu ceva față de țară, față de orașul pe care îl reprezint, față de echipa Partidului Social Democrat. Își permite Dragnea să o excludă pe Firea, pe Paul Stănescu? Spun, nu pot să fac pronosticuri, dar vă spun că părerea mea și revin. Iese oricum mototolit din această ședință de 6 ore jumate de cât durează. Iese mototolit Dragnea, pentru că dacă era într-adevăr autocratul de până acum, într-o oră termina ședința, îi trimitea pe ea la plimbare. Nu este sigur pe majoritatea pe care o are nici el. Și este pentru prima dată, vă rog să luați arhiva, pentru prima dată în istoria recentă a PSD-ului sub Dragnea, în care 20 de lideri se duc, convoacă CEX, sunt 60 de parlamentari. Dar pe care majoritatea nu e sigur? Pe majoritatea din CEX sau majoritatea parlamentară? Pe majoritatea partidului. Stați un pic, CEX-ul e CEX. Dar știți că
Acolo statutul PSD-ului e o chestie complicată cu Congresul, da, și cine îl schimbă. PSD-ului. Și cine îl schimbă și cine îl schimbă. Dar se poate convoca Congres extraordinar dacă obții o anumită majoritate. Dar ce e important e altceva. El este mototolit. E pentru prima dată când lucrurile astea au loc public, fără ședință cu ușile închise, în care ei public au atras atenția. Deci din punctul ăsta de vedere este mototolit. Nu știu ce se va întâmpla pe viitor. Poate execută bucată cu bucată. Până una alta, cel care a aruncat de fiecare dată țara în aer a schimbat două guverne. El a schimbat două guverne pe persoană fizică. Nu PSD-ul a cerut schimbarea lui Grindeanu. Nu PSD-ul în totalitate a cerut schimbarea lui Tudose. Schimbarea guvernelor s-a făcut pe semnătura lui Liviu Dragnea. Iar dacă observați ce spune doamna Firea, e interesant. Pe cine i-a supărat Dragnea? Pe Paul Stănescu, omul cu banii de care vorbeam mai devreme. Sigur că deasupra lui e Viorica Dăncilă, dar totuși e omul care are experiență în administrație, știe mai bine decât Dăncilă. E cel puțin la fel de abil ca el, că vine din administrație. Știe mai bine decât Dăncilă cum se fac alocările. Dăncilă semnează ca primar, nu știe doamna Dăncilă cum se fac alocările la primării și la alte proiecte. Dar despre cine a mai vorbit? Despre cineva care nu e membru PSD. De ce credeți că Firea, pe ce a apucat-o pe Firea să spună astăzi că e supărat Dragnea pe Paul Stănescu, care e protestatar, tăi și pe Tudorel Toader. El nu e membru PSD, a fost propus de ALDE, nu e membru de partid, a fost propus de ALDE și nu s-a pronunțat în acest scandal. De ce credeți că a aruncat asta Firea? Pentru că, de fapt, unul din motivele, aș zice, la vedere pe care s-au certat, este forma, pentru că nici tabăra asta nu respinge total ideea de amnistie și grațiere, dar este forma în care ori s-o dea. Ori, revin la ce am spus, spre deosebire de Dragnea, nici Paul Stănescu, nici Firea, nici Tudorel Toader și nici unul dintre ăștia, în acest moment cel puțin, repet, nu știu mâine ce se va întâmpla, în acest moment nici unul din ei n-are dosar penal, perol, cercetat, nimic. Ori în clipa în care deasupra lor nu este sabia lui Damocles... Iar Dragnea e singurul care vrea ordonanță de urgență pentru că nu mai are timp. O vrea orice formă, numai ca el să scape de pușcărie, el personal. Ori oamenii ăștia au cel puțin din punctul de vedere un diferent cu Dragnea, chiar dacă pe fond, revin la ce spunea Cornel Ivanciuc, apropo de faptul că nu e Firea Zâna sau și Dragnea Balauru. Nu, e mai complicat, e adevărat, sunt multe nuanțe de gri. Dar, repet, diferența este asta. Și vor amnistie și grațiere, dar în altă formă decât asta așa brutală peste noapte. Pentru că dacă Dragnea ar fi fost dictatorul absolut asupra guvernului, oriceea ce nu i-a ieșit în tot acest timp, sigur, la presiunea pieței, la presiunea Comisiei Europene, este această amnistie și grațiere. Pentru că nu vă supărați, are puterea totală în Parlament, are puterea în guvern. Numai că durează în Parlament. Dar de ce n-a dat-o? De ce n-a dat ordonanța, Tudorel Toader? De ce n-a dat Dăncilă ordonanța? Pentru că nici ei nu sunt siguri ca nu cumva la un moment dat, în loc să fie tras Dragnea, care va scăpa de pușcărie, să fie trași la răspundere ca păi să uite ce s-a întâmplat cu jandarmeria. Ți se pare că răspunde Dragnea și atunci, și atunci, de asta e marea supărare a lui Dragnea. Asta este marea supărare. Vreau să mai vedem un personaj foarte interesant, domnul Oprișan de la Vrancea, domnule Ivanciuc. Dragnea îi promite lui Oprișan, deși el desminte, cel puțin așa la mod oficial, nici mai mult, nici mai puțin decât Ministerul de Interne. Păi nu e Carmen Dan acolo? Gata, deja o aruncă și pe Carmen Dan. Ministerul de Interne, 2 și un sfert, iată. Deci e visul oricărui baron să ajungă să controleze Ministerul de Interne. De fapt, ăsta a fost cel mai mare vis al lui Dragnea, să fie Ministrul de Interne. Haideți să-l vedem pe Oprișan ce spune despre propunerea asta. Știți foarte bine că nu mor de dragul lui Liviu Dragnea și că atunci când am avut ceva de spus, da, am spus o cutărie în interiorul partidului, în așa fel încât lucrurile au fost regularizate. Să vii dintr-o dată peste noapte, după ce n-ai deschis gura niciodată în organismele statutare ale partidului, da, când n-ai vorbit niciodată în CEX, când nu m-ai susținut în momentul în care am spus că sunt nereguli, da, în activitatea de partid, niciodată, nu poți să vii dintr-o dată și să scrii o scrisoare, să te adresezi membrilor PSD și cetățenilor României cu probleme strict interne ale Partidului Social Democrat, care multe dintre ele, din nefericire, nu au legătură cu realitatea. Da, foarte supărat, domnul Oprișan. Credeți că e reală informația asta, că ar fi în stare să-i dea Ministerul de Interne pe mână lui Oprișan? Eu nu cred că Oprișan pune botul, mă iert
iertați că folosesc expresia asta, la o asemenea ofertă. Pentru că nu părăsește regatul pe care l-a construit cu minuțiozitate. Asta a și spus, de altfel. Da. El e o matcă, da? Și a creat acolo o patrie al cărei rege este. Este matca Vrancei, da? Vrâncioaia masculină a acestui ținut. El nu va pleca de acolo nici legat federești, nici mort. Pentru o izmană pe călător care este un post vremelnic și foarte riscant, uitați-vă la Carmen Dan, care este de fapt nebunul de pe tabela de șah. De pe tabla de șah sau un pion oarecare, care poate să fie sacrificat în orice clipă, că nu va conta. El știe chestia asta. Haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate, să vedem ce informații se mai scurg pe surse de la această ședință, comitet executiv, cum îi spun ei, și apoi să vorbim după pauza de publicitate care e situația guvernului. Dăncilă spune că nu demisionează. În Parlament, care e situația? E adevărat ce spune Țuțuianu, că sunt 50 de parlamentari care ar susține acest PSD la Palatul Parlamentului. Așteptăm să vedem ce decizii s-au luat, dacă va fi dat acel vot de încredere despre care vorbea Liviu Dragnea într-o pauză cu jurnaliștii prezenți la acest eveniment. Să vorbim, domnilor, puțin despre guvernare, pentru că e foarte important ce se va întâmpla cu acest guvern. L-am văzut pe Kelemen Hunor vorbind despre remaniere, despre dispariția din schema ministrului educației, ca să nu mai discutăm despre alții miniștri, de Andrușcă și alții. Dar mai este un ministru cu probleme, cel puțin a doamna Firea anunțat, domnul Tudorel Toader. Dacă se face remanierea lui Tudorel Toader, s-ar putea să intre în coliziune cumva cu Tăriceanu? Mai ține coaliția sau începe să scârțe pe la cusături așa? Depinde de multe lucruri. Depinde cât de tare îl susține domnul Tăriceanu pe Tudorel Toader. Tudorel Toader, care încă o dată mă întorc la ce spunea Cornel Ivanciuc, nu e, domnule, aici nu e o poveste cu albă ca zăpada și cu balaurul. Tudorel Toader, care sigur că a făcut tot felul de nenorociri pe care nu s-a gândit niciun ministru al justiției, nici pe vremea lui Năstase să le facă. În afară de Iordache. Întru legalizarea, în afară de Iordache, dar mă rog, lui nu i-a reușit că nici nu prea știa carte, întru legalizarea hoției în România, astfel încât să fie legal să furi și să nu mai dai nici bani înapoi și să nu faci nici pușcărie, că cam ăsta e, pentru să sintetizăm puțin această campanie antijustiție. Dar ce e important este că Tudorel Toader n-a livrat pentru Dragnea o grațiere și o amnistie brutală în care Dragnea să se încadreze în toate formele, că și aici e o discuție, nu? Dragnea discută cu avocația așa și zice, bă, dar dacă mă încadrează juridic la aia, păi cât e pedapsa? De 7 ani? Păi și ăsta dă amnistie până la 5 ani. Deci e o întreagă discuție în acest moment. Și pentru că nu i-a livrat lui Dragnea PFA, lui Dedi, nu i-a livrat lui Dedi grațierea și amnistia, de care în principal se folosește el și sigur câțiva apropiați de el, atunci Tudorel Toader e pe lista neagră. Problema este, îl mai susține Tăriceanu? Dacă îl susține, nu-și permite Dragnea să pierdă susținerea ALDE, că atunci pierde guvernarea. Și majoritatea în Parlament s-a pierde automat și majoritatea în Parlament. Apar noi informații din această ședință. Știri pe surse scrie că la ora asta e un scandal monstru în ședință. Se aruncă acuzații extrem de grave și de o parte și de alta. Gabriela Firea și Paul Stănescu sunt liderii revoltei și lansează tot felul de atacuri și solicitând demisia lui Dragnea. De altfel, era previzibil. Ședința a început așa lin, cu discuții calme. Uite că au ajuns la să pună cuțitele pe masă. Practic, se joacă cu cuțitele pe masă, chiar asta este o declarație. Este prima criză cu adevărat puternică cu care se confruntă Liviu Dragnea în partid, pentru că se spun lucrurilor pe nume. Domnule Ivanciuc. Firea este, după părerea mea, la un capăt de drum și a apucat-o disperarea. Astăzi îmi părea așa ușor perită când spunea că o să mi se ceară demisia și că voi fi demisă, voi fi dat afară. Era aproape panicată. Deci, dar de ce spuneți că e la un capăt de drum când ea acum este liderul, au ajuns să o facă soroșistă și în rezistentă? În conjunctură, care va rămâne indiferent dacă Dragnea mâine va fi sau nu va fi liderul acestui partid, ea nu are viitor. Eu nu-i văd un viitor în Partidul Social-Democrat, Gabriele Firea. Șansele ei în politică
după opinia mea modestă, le văd doar ca posibil europarlamentar, chiar ca independent. Și bucureștenii ar putea o alege, tocmai memorând acest episod, în care ea, ca o adevărată Ioana Darković, să zic, Darkovna, da? Îi ține piept balaurului Dragnea din Felul Urmar. Doamne, dar cu guvernul ce facem? Pentru că înțeleg că se ceartă, dar ce facem cu guvernul, cu Dăncilă? A glisat ajuns în România, s-a târnă de Dăncilă. Tot firea a glisat în celălalt plan că se cere capul lui Stănescu și al lui Tudorel Toader. Discuțiile în acest moment nu sunt legate de remanierea guvernului. S-a spus aproape tranșant. Din tot ce a transpărut din acea cazemată, care este această ședință în care până și telefoanele sunt pecetluite și băgate undeva într-un acvariu de oțel, topit probabil, da? S-a auzit până la urmă că de fapt nu se discută despre remaniere. Probabil la următorul, la următorul cex. La următorul cex, da. Deci nu aceasta este tema discuției. Kelemen Hunor normal că va visa cai verzi pe pereți. Tot timpul UDMR-ul se va agăța de orice oportunitate de a invoca și de a reaminti anumite promisiuni legate de educație și de educația în limba maghiară. Credeți că există vreo posibilitate sau vreun risc să se ajungă din nou la căderea guvernului? Fie că o convinge Dragnea, cred că nu va fi foarte greu pe doamna Dăncilă să demisioneze, fie că se va întâmpla o moțiune de cenzură în Parlament. Abia atunci ar fi dramatic pentru PSD. PSD până în acest moment a demonstrat că are capacitatea să umble fără cap. Este singurul partid care poate să se miște fără cap. Nu s-a întâmplat niciodată acest lucru. Dar eu deja văd această hidră, această gorgonă, o văd defilând fără cap. Și în același timp, o văd capabilă să regenereze. Și ea regenerează în acest moment. Hidra PSD-istă regenerează. Sângerează putere, dar din ea cresc, țâșnesc brațe, picioare și începuturi de cap. Dacă PSD sau de pierde astăzi guvernarea, Iohannis, este abia atunci scenarii. Este dramatic. Nu, zis, dacă nu există niciun scenariu de genul ăsta. În primul rând, Dragnea a chemat-o astăzi pe... Hai să dăm informații, nu speculații. Dragnea a chemat-o astăzi pe Viorica Dăncilă cu cerul și pământul la birou la Camera Deputaților. Știm deja lucrul ăsta. Viorica Dăncilă le-a promis, așa spun ei pe surse, protestatarilor, revoltaților, că o să-i susțină, dar nu atât de vocal cum părea că, cum o fac ei. Viorica Dăncilă joacă așa un fel de rol, încearcă să împace tabăra revoltaților cu Dragnea. Deocamdată, dar încă o dată, Dragnea nu poate să-i ceară demisia lui Viorica Dăncilă, toate speranțele lui atârnă de faptul că Viorica Dăncilă nu-și dă demisia, pentru că alminteri să ajunge la vot în Parlament. Dacă își dă demisia un ministru, nu se ajunge la vot în Parlament, decât dacă se schimbă configurația politică a guvernului. Dacă pui a plecat un PSD-ist în demisie, pui un PSD-ist, nu se schimbă configurația guvernului, trebuie să treci vot în Parlament. Dar la Dăncilă trebuie să treci vot în Parlament, că vine un nou premier, un nou cabinet. Dragnea nu vrea asta în acest moment, în care are probleme în grupul parlamentar, unde sunt zeci de parlamentari care nu prea mai vor cu el. I-au fugit câțiva pe la Pro-România. Are niște probleme de comunicare, ca să zic și eu, ca să citesc de mari clasici din PSD, probleme de comunicare cu Tăricianu, care ați văzut, n-a susținut suspendarea, i-a dat de câteva ori peste DGD, deci în acest moment Dragnea nu prea mai are încotro să se ducă. Și atunci cum să-i spună lui Dăncilă, du-te acasă că aduc eu marginea? Nu, că trebuie să ajungă la mâna lui Tăricianu, a UDMR-ului, a tuturor celorlalți. Deci nu cred că asta va face Dragnea. Din potrivă, el vrea să calmeze lucrurile, vrea să o convingă pe... Nu, dar asta era soluția extremă în situația în care acești protestatari nu renunță și din ce am citit mai devreme, din informațiile pe care le obțin jurnaliștii, se pare că se întețește lupta acolo. Și atunci era o posibilitate. Nici Firea și Tuțuianu și cu Paul Sănescu nu își doresc pierderea guvernării. Nu cred că o va face. Asta e o carte de jucat. Doi, această carte cu pierderea guvernării este jucată de Dragnea. Dragnea spune pe gură că PSD-ul pierde guvernarea dacă pleacă el. Păi hai să revenim puțin, să dăm filmul înapoi. Logic, aritmetic, în Parlament. De ce pierde PSD-ul guvernarea dacă pleacă Dragnea? Ce se întâmplă dacă pleacă Dragnea? Odată cu plecarea lui Dragnea din funcția de președinte al PSD, el în continuare președinte Camerei Deputaților, parlamentarii PSD sunt aceiași, parlamentarii ALDE sunt aceiași, alianța continuă. De ce plecarea lui? Asta este teoria oricărui tiran. Știți, orice tiran, dar tiran din ăștia, nu doar Mussolini sau Stalin sau Mao, nu, orice tiran, inclusiv ăia
care au stat 10 ani într-o funcție de șef al unui serviciu de informații în România și care azi îl consiliază pe Dragnea. Asta este Dragnea, Sabin. Păi vă spun acum, asta e Dragnea. Berbecele lui Liviu Dragnea se numește Florian Coldea. Florian Coldea este principalul consilier al lui Liviu Dragnea în această perioadă de criză. Dar revenind... Deci e o informație oficială. Da, nu? Eu am dat-o de nenumărate ori. Domnul Coldea n-are decât să mă dea în judecată. Eu am informații exact și cu unde se întâlnesc. La Scroviștea și vă spun și când, dacă vreți. Deci problema... Foarte interesantă această informație. Deci chestiunea este în felul următor. Ce loser mai e și Coldea asta? Da, pentru că domnul Dragnea, dacă nu știa, s-a mutat pe domeniul de la Scroviștea, unde e greu să faci filmări, că e în pădure, păzit de diverse instituții ale statului. Dar încă o dată, Liviu Dragnea, în acest moment, nu vrea, le spune lor că pierd guvernarea dacă pleacă el. Nu pierd nicio guvernare. Pentru că dacă Dăncilă nu-și dă demisia, plecarea lui Dragnea din funcția de lider al PSD n-are nicio relevanță pentru guvernare. E același guvern. Da, dar Dragnea nu o să plece niciodată ca prostul, ca să-l citez. Nu, și atunci o ia și pe Dăncilă și doboară pe toți. Nu poți să o ia pe Dăncilă de mânuță să joace cu trotineta? Așa o ia. Nu poți să o ia, că încă o dată Dăncilă e de capul ei în acest moment. Încă n-a jucat clar pe față cu Dragnea. Uitați-vă, în aceste zile a dat vreo declarație Dăncilă. Ați auzit pe ăștia, ultimii mohicani, soldații japonezi al lui Dragnea, al de Codrin Ștefănescu, Cătălin Rădulescu, mitraliere, ați auzit pe ăștia? Ați auzit zilele astea vreo voce de la Dăncilă, vreo declarație de la Dăncilă în care să spună eu sunt cu Dragnea până la moarte? Niciuna. Ați văzut ce spune Dăncilă? Ar fi bine să le discutăm în cex, să stabilim tot în cex, adică abureală diplomatică. Când vii de la Teleorman și te-a pus Dragnea și ești amazoana lui Dragnea, dar tu nu iei apărarea tutorelui tău, tu nu iei apărarea nicio secundă ca premier, e un semnal. Dăncilă încă nu s-a poziționat. Și a spus, cel puțin din informațiile pe surse, că nu pleacă și că își dorește majoritate parlamentară. Majoritate în parlament. Și atunci, dacă a spus asta și nu pleacă, de ce ar pierde PSD-ul guvernarea cu minte Dragnea din moment ce n-are legătură plecarea lui Dragnea cu plecarea lui Dăncilă? Pleacă Dragnea. Guvernul e tot al PSD-ului, tot Dăncilă e premier, tot Tudorel Tetelu este ministrul justiției, tot domnul Stănescu la acutare. Adică ce se întâmplă? Adică de ce plecarea lui Dragnea ar duce la prăbușirea Pentru guvernului? Că asta este gândirea lui Dragnea, îi doboară pe toți. E gândirea tiranilor, ajungi la final de carieră, e gândirea lui Ceaușescu. Dacă eu plec, România va fi cotropită, să dărâmă. Mai erau unii care spuneau, Maior, dacă nu mai e șeful SRI, se dărâmă SRI-ul, se dărâmă România. Dacă pleacă, nu știu, Iliescu, Constantinescu, da. Băsescu, să dărâmă România. Nu să dărâmă atunci. Dar care e situația în Parlament? Înțeleg că una dintre strategii este să-l doboare de la șefia Camerei Deputaților. Ce zice zona, Ivanciuc? Bun, și îl doboară de la șefia Camerei Deputaților. Și pleacă cu niște trofee. Cu ce trofee să plece? Eu nu pot să-mi imaginez pe Dragnea în această postură. Blochează în Parlament, blochează guvernul în Parlament. Nu-l pot vedea decât în postura în care îi șantajează pe niște oameni. Și dacă îi șantajează, îi șantajează cu niște probe, cu niște înregistrări. Înseamnă că lui se furnizează poate și niște informații de la un serviciu pendinte, să zicem, de Ministerul de Interne. Un serviciu departamental. Da. Înțeleg că se aprind discuțiile din ce în ce mai tare în acest comitet executiv. Au început să ridice tonul unii la alții. E interesant pentru că, iată, ședința se apropie de sfârșit și cu toate acestea acum încep să scoată artileria grea. E foarte interesant ce se întâmplă acolo. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem și o să vorbim și despre jandarmerie, pentru că vă spun